Prima zi din anotimpul renașterii, al speranței și al bucuriei. Momentul în care toți trebuie să învățăm să fim mai optimiști l-a găsit pe Andrei Stănișoară cu brațele pline cu flori în mijlocul oamenilor. Împreună cu primarii din comunele Devesel, Gârla Mare, Pristol, Vrata și Cujmir au oferit flori și mărțișoare tuturor femeilor care le-au ieșit în cale. Să vă dăm o floare, este din martie și un mărțișoare. Mulțumim, Doamne, sunte zi de astăzi. Tante, ați mai primit N-am primit muică în viața mea până acum. Un an bun, frumos, sănătate și numai bine. Se anunță primăvara, am scăpat de iarnă, cum se spune, ne dăm paltoanele jos. Am oferit flori și mărțișoare. De o surpriză plăcută au avut parte și femeile din Pristol. Sunt două doamne. Hai, da. Domnul Andrei Stănișoară, unde ești? Domnul vicepreședinte al Colegiului 4. Sănătate, veselie, să fie iubite și frumusețea să radieze din fețele lor. În Gârla Mare, domnișoarele și doamnele au primit cu mare emoții florile. La școala din comună au fost oferite mărțișoare și mamelor copiilor care învață aici. Cu ocazia zilei de 1 martie, împreună cu domnul Andrei Stănișoară, am oferit flori la doamnele profesoare, la doamnele doctori, la asistente, la copiii de la școlile cu clasele 1-4, cu clasele 1-5, 5-8 și de la grădiniță. Primarul și preotul din comună au profitat de ocazia evită și au încercat să obțină un sprijin pentru refacerea acoperișului bisericii. Sprijin, ar vrea să schimbe tabla acoperișului. Păi e un ordin, am înțeles că... Tabla de lucru, da. Avem și noi niște bani adunați. Are un proiect la București. Acum, nu știu în ce măsură să și... Poate găsim așa niște bani să vă ajutăm. Începând de la funcționarele primăriilor, profesoare, eleve și până la bătrânele satului, toate au primit cu dragă inimă mărțișoarele, florile și gândurile bune. Sănătate! Vă dorim multă sănătate! La început de primăvară, pentru toate doamnele și domnișoarele din comună, le urez multă sănătate, fericire și la mulți ani. Flori au primit și fetele din Cujmir. Mulțumesc frumos! Prima floare... Bucurie, dragoste. Este un gest deosebit să ai ocazia să oferi mamelor, surorilor, fiicelor într-o zi așa frumoasă. Cred că femeile sunt la fel de importante, indiferent de locul în care trăiesc, și venirea primăverii le încântă în aceeași măsură. Mă bucur că astăzi am avut ocazia să le înmânez un mărțișor și să le doresc o primăvară cât mai frumoasă. Pentru femeile din sudul județului, astăzi a fost o zi specială. Începutul primăverii l-a adus surprize cu parfum de flori și bucurii.